Bine v-am găsit, dragi telespectatori! Sunt Anca Palacean și mă bucur să fiu din nou alături de dumneavoastră la o nouă emisiune Vorba Nouă. În această emisiune vom avea două povești de viață uluitoare. Lecții de viață despre încercările prin care au trecut doi oameni care au plătit pentru greșelile lor, fiindu-le luată libertatea, și au îndurat astfel multă suferință. Dar haideți să-i cunoaștem pe rând. Vom începe cu primul invitat, iar puțin mai târziu îi veți cunoaște și pe ceilalți. Îi spun un bun venit alături de noi domnului Balog Gheorghe. Bine ați venit la noi! Bună seara, doamna Anca, bine v-am găsit! Și vă mulțumim! Slavă Domnului Iisus Hristos că am ajuns la lumioasă, la alba lui, Iulia. E o binecuvântare pentru mine să pot să fiu în acest oraș. Îmi place foarte mult. Am făcut și o puțin vizită prin cetate, prin oraș. Și un oraș foarte frumos și binecuvântat de Dumnezeu. Bine mulțumim, v-am găsit! Mulțumim! Domnul Balog Gheorghe este deloc din Oradea, județul Bihor, are 50 de ani și este de naționalitate maghiară. A avut o viață greu încercată. După o sentință de 17 ani de maximă siguranță într-un penitenciar din Budapesta, unde o boală incurabilă i-a afectat viața. Dar Dumnezeu a hotărât viață peste el și într-o zi și-a predat viața în totalitate lui. L-a cunoscut pe Dumnezeu pe un pat de spital, unde și-a venit în fire și în urma cercetării profunde a lui Dumnezeu a luat decizia să-i asculte vocea și să-l urmeze. Îi mulțumim pentru că a răspuns invitației de a fi cu noi și pentru și îl rugăm să ne spună cum Dumnezeu i-a transformat viața. Pentru început, spuneți-ne câteva lucruri despre dumneavoastră, despre familia dumneavoastră, de unde proveniți. Sunt născut în județul Bihor, orașul Oradea. Vin dintr-o familie maghiară. Da. Nu e o familie creștină, adică autentică, ci o familie fost religie romano-catolică. Așa. Am 6 frați, în afară de mine cu mine. 7 suntem, o familie destul de mare. Și cum ați ajuns dumneavoastră în Budapesta? În Revoluție, fratele meu mai în vârstă și sora mea în vârstă cu familia au fugit, așa zis, pe timpul comunismului, au mers afară și după Revoluție cu tata și cu fratele meu, Geaman, am vizitat rudele, frații și atunci, ca copil, mi-a plăcut foarte mult o țară străină, un oraș foarte frumos, mare, Budapesta, și am adus o decizie că și aș dori să trăiesc și să fiu asemenea alături de familia care este acolo și să vin și eu în Budapesta. Așa. Și ai început să lucrezi acolo? Am început să lucrez și n-am terminat școala profesională la Oradea și m-am dus în Budapesta ca să trăiesc acolo viață. Te-ai căsătorit acolo? Acolo, da, am cunoscut pe cineva, m-am căsătorit cu o doamnă din Ungaria, o maghiară unguroaică. Și cum au decurs lucrurile? Lucrurile au decurs în felul următor, când am văzut ca copil, adică tânăr, adolescent, care n-am terminat nici școala, așa am prins așa un dor, o poftă după ca să realizez și eu anumite lucruri, să fiu un cetățean maghiar, să locuiesc și eu în Budapesta, dar pentru toate acestea trebuie mulți bani. Și fiind atunci tânăr, încă nici nu am lucrat, nu am făcut nimica, să lucrez, n-am terminat școala și cum poate omul să facă bani altfel ca niște afaceri și lucruri care n-au fost corecte și murdare de fapt. Și atunci eu n-am știut, acum deja am aflat, că este scris în cuvântul lui Dumnezeu, rădăcina tuturor relelor este iubirea de bani. Așa este. Și omul la vec, Enoch, care a murit în apa botezului, slavă Domnului, a încercat să facă bani, dar nu prin muncă cinstită. Așa. Și prin anumite lucruri care nu-i corect, nu-i cinstit, prin infracțiuni, așa zis. Și ți-a mers bine o perioadă. Ai trăit în lux, te-ai îmbogățit? Da, deci, da, așa este că, într-adevăr, un infractor când se dă pe mâna diavolului, atunci oferă foarte mult și bogății pământești. Și da, din păcate am făcut niște lucruri prin care am ajuns în starea financiară foarte bine, foarte lansat, binecuvântat, așa zis, dar nu prin muncă cinstită, din păcate. Până într-o zi? Da, până într-o zi, deci până în 2003. În 2003 am fost arestat în Budapesta, în Ungaria,
și am stat în arest preventiv 3 ani de zile. Și în data de 2003 am arestat și în data de 2006 am primit o condamnare de 17 ani la maximă siguranță închisoare. Ce ai zis atunci? Și atunci, bineînțeles că am fost foarte supărat, am fost amăgit și m-au dus într-o dintre cele mai mari penitenciare în Ungaria și acolo am vrut să mă sinucid, să-mi iau viața. Că am zis că nu mai are viața asta niciun rost, am pierdut tot ce am strâns într-o situație, într-un lucru care nu a fost muncă cinstită, prin infracțiuni și am pierdut tot. Aveai ceva cunoștință despre Dumnezeu? Făceam niște afaceri, am avut și afaceri legale și curate. Am avut niște prieteni care s-au ocupat cu antichități. Și domnii de atunci m-au rugat foarte mult să... M-am uitat la adunare, eu n-am știut ce înseamnă adunare și m-au zis... Erau creștini. Da, erau creștini, dar eu n-am știut. Și m-a rugat frumos să mă duc cu ei, că au venit niște oameni din străinătate care vorbesc de Dumnezeu. Și atât au insistat până m-am dus cu ei la adunare. Și te-ai dus. Da, și m-am dus acolo în adunare, în Budapesta. Dar te-ai dus cu dorința de a le face lor pe plac sau să auzi și tu despre M-am Dumnezeu? Dus de curiozitate. Curiozitate. Atunci eu n-am știut și n-am înțeles nimic de Dumnezeu, fapt. Dar Dumnezeu așa lucrează prin oameni. Așa e. Și când am intrat în adunarea aia, era toată lumea cu mâinile ridicate, merea o cântare extraordinar de frumoasă, toată lumea plângea și se rugau și se închinau, cum scrie în cuvântul lui Dumnezeu. Și de fapt, eu n-am înțeles nimic de acolo, dar un singur lucru mi-a plăcut foarte mult. Cum au cântat Domnului. Eu n-am știut atunci că este scris în cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu stă în mijlocul laudelor de cântări. Așa-i. Și atunci așa mult mi-a plăcut că m-a atras pur și simplu și am adus o decizie că eu în fiecare duminică și miercuri vreau să fiu acolo prezent, dar n-am știut de ce de fapt. Dar un singur lucru m-a trăgea acolo, cântările aia frumoase. Și ai mers? Ai continuat să mergi? Da, în fiecare miercuri, cum am zis, m-am dus și în fiecare duminică, da. Acolo se vorbea de cuvântul lui Dumnezeu, propovădea Evanghelia și până într-o zi, până a făcut, așa am decis să-L primesc și eu pe Iisus Hristos în inima mea și în viața mea. Dar când ai fost arestat, ți-ai adus aminte de ce ai auzit acolo? Da, deci când am avut o condamnare deja dintr-un penitenciar, m-au dus în alt penitenciar și acolo în penitenciar au fost niște creștini, adică niște pocăiți. Și cântau la chitară o melodie, un cântec, care a fost melodia, adică cântec, o cântare, ce am auzit-o în adunare, în biserică acolo, da. Extraordinar. Și când am auzit această cântare, nu înțelegeam și nu știam că de unde o cunosc. Știam să cânt cu ei, știam melodia și mi-a plăcut foarte, foarte, foarte mult. Și totuși pe mine așa m-a deranjat că de unde știu eu cântarea asta. Da. Și pe urmă m-am adus aminte că eu cândva... Eu am fost la adunare și acolo am auzit. Și l-am rugat pe acest om, pe acest coleg deținut, frate pocăit acum deja, ca să-mi scrie și mie pe o hortie, ca să mă duc și eu să cânt împreună cu ei, că mi-a plăcut foarte mult. Și acolo toată lumea, adică de acolo creștinii, acolo în pușcăre, cine a făcut legământ cu Dumnezeu și încă era pe calea mântuirii, adică cine umbla, mergea tot timpul la adunare, tot timpul m-am uitat să mă duc și eu cu ei. Dar am zis că nu vreau să mă duc, că nu vreau să mă pocăiesc. Deci încă n-ai luat decizia. Nu m-a dus o decizie așa hotărâtă în mintea mea și în inima mea, n-am vrut să mă pocăiesc. Dar Dumnezeu tot timpul a trimis la mine câte un copil de-a Lui, adică câte un pocăit, da, cu o carte, cu o mărturisire, cu o Biblie. Și venea un tânăr, mai tânăr ca mine, și mi-a vorbit de Dumnezeu și mi-a dat o Biblie. Și atunci m-a întrebat că eu cred în Dumnezeu. Am zis, da, cum să nu cred? Eu sunt religios. Și s-a uitat la mine ca așa cu o dragoste, Dumnezeu, cu o liniște, o pace în inima lui și mi-a zis așa, de așa blând, frumos, tu trebuie să te oprești în față la Dumnezeu. În față la un judecător, care este și judecător, este și Dumnezeul mântuirii, dar este și judecător drept. Și atunci n-am înțeles și am răspuns că da, eu m-am oprit în față la un judecător și am primit o condamnare la maximă siguranță 17 ani. Zice, nu, tu trebuie să te oprești în față la judecător Dumnezeu și trebuie să dai socoteala. Și atunci tare s-a înfuriat omul la vechi și a fost supărat și a răspuns în felul următor la acest tânăr, da, Dumnezeu tău la dragoste, ce Dumnezeu este? Nu, că nu-i corect, adică i-am făcut niște infracțiuni, societatea și toată lumea m-a condamnat, acum
petrec pedeapsa și mai vine și Dumnezeu și vrea să te mă judecă, zice da. Și aceasta n-am înțeles, adică ce judecată. Și atunci m-am supărat foarte mult și am început să mă cer cu Dumnezeu și cu copilul ăla, adică cu tânărul ăla, că era cu mult mai tânăr ca mine. Și atunci s-a întâmplat un lucru extraordinar care n-am înțeles și n-am știut atunci, o minune de fapt, un miracol, că atunci am avut așa o vedenie, așa zis, m-am văzut pe mine în față la un judecător. Și atunci m-am cutremurat de frică și mi s-a dus și pofta și cheful și puterea mea lăsat să mai mă cer și cu Dumnezeu și cu acest tânăr. Și atunci, în momentul ăla, am luat această Biblie ce am primit de la el, m-am aplecat capul și m-am dus în celulă și m-am pus pe pat și mi-am pus întrebarea, oare ce rost are viața mea? Și mi-am dat seama că ceva nu este în regulă. Și după aia, cum au trecut timpul, de o zi pe altul, pur și simplu că m-am culcat sănătos, eram totul bine, era frumos. Și când m-am trezit, nu mai m-am trezit sănătos cum m-am culcat. Asta a fost în 2010. În 2010. M-am trezit cu o durere imensă mare de cap. Și când m-am sculat din pat, m-am ridicat, n-am putut să umblu. Pur și simplu am autoparalizie. M-am paralizat pe piciorul stâng, n-am putut să umblu. Aveam lipsă de conștiință, nu mi-am aduceam aminte de pe 3-4 minute înapoi sau în spate, adică înapoi, și leșinam la pământ, aveam o durere extraordinară de mare și meream la doctor. Așa. Și ți s-au făcut investigații? Și da, și m-a dus în Budapesta și m-a scos într-un spital civil și mi-a făcut o consultație CT-ul. CT-ul, da. Și m-a dus înapoi în spitalul penitenciarul și m-a invitat doctorul, domnul Balog, vă rog frumos să veniți la mine la birou ca să stăm de vorbă despre seara dumneavoastră. Și mi-a dat de cunoscut că am un cancer, o tumoară de 5 cm jumate, cam ca un nuc așa mare. Și din cauza asta sunteți în halul care sunteți. Și mâine o să vă ducem într-un spital civil ca să stați de vorbă cu domnul doctor. Dimineața m-au dus în spitalul ăsta, mi-a făcut încă o consultație și mi-a zis doctorul în felul următor: domnul Balog, aveți în cap, vă închipuiți ca un balon. Balonul ăsta crește. A crescut tumorul, cancerul în capul dumneavoastră până la 5 cm jumate și a distrus toți nervii în trupul și în capul dumneavoastră și din cauza asta nu puteți să umblați. Și atunci am pus o întrebare la domnul doctor, că nu mă supărați, să-mi permite să pun o întrebare. Da, cum să nu poftiți? Domnul doctor, așa e că dacă o să mă operați, o să umblu normal. Și s-a uitat așa doctorul s-a uitat așa cu o milă la mine și a zis, îmi pare foarte rău, dar toată viața dumneavoastră, cât o să trăiți, nu o să mai puteți umbla cum ați umblat, că cancerul, tumorul în capul dumneavoastră a distrus tot nervii și noi nu putem să operăm nici nervii, adică să facem operația, nici să consultăm cu medicamente sau cu injecții. O să facem operația după toată știința noastră, medicină, și scoatem tumorul și o să fiți tot așa cu piciorul, adică invalid șchiop. Și ce a urmat? A urmat operația? N-a urmat operația, pe mine atunci m-a dus înapoi și în spitalul penitenciarului și eram foarte supărat. Și în seara aia eram foarte supărat și necăjit și mi-am pus întrebarea, de ce rost are viața mea? Atunci eu n-am știut și n-am înțeles, atunci am avut prima întâlnire cu Dumnezeu, cu prezența lui Dumnezeu și venea așa întrebări la mine. Și acum, de fapt, unde te afli tu? Și parcă stăteam de vorbă cu mine. Păi sunt în penitenciar, sunt în spital, spitalul penitenciar, sunt paralizat și probabil că n-am să mai liberez niciodată de aici. Și eram foarte întristat și foarte supărat în așa mod și în așa fel ca niciodată n-am fost. Nici când am primit condamnare de 17 ani la maximă siguranță, nici atunci n-am avut întristarea și supărarea asta înăuntru meu și peste mine. Dar cum scrie? Când întristarea este după voia lui Dumnezeu, duce la... Da, este scris verset. În cuvântul lui Dumnezeu, într-adevăr așa este. Duce la o pocăință. La 2 Corinteni, capitolul 7, cu versetul așa. 10, care vorbește așa. Dar întristarea când vine când este din voia și din partea lui Dumnezeu, aduce la o pocăință care duce la mântuire. Așa. Eu asta n-am știut și n-am înțeles. Și cu cât mai mult stăteam de vorbă, veneau la nivelul minții întrebări, cu atât mai mult eram supărat și amăgit. Și dintr-o dată am avut o stare așa de frică. Mi-a dus aminte Dumnezeu,
niște lucruri din copilărie. Am un frate geamăn și eram într-o clasă, într-o școală și tot timpul ne certeam și ne băteam. Și am început să-mi pare rău, așa m-am gândeam, mi-am pus întrebarea de ce trebuia eu ca să, de fapt, să mă cer cu fratele meu, de ce trebuia să-mi bat cu fratele meu. Deci v-ați amintit toate greșelile trecutului. Atunci Dumnezeu m-a adus aminte de toate păcatele, toate greșelile, toate lucrurile care nu au fost plăcute în față la Dumnezeu, vorbele și fapte ce facem în copilărie și până la nivelul, adică la anul până am ajuns acolo. Și atunci prima dată în viața mea, așa într-un meu, am început să-mi pare rău de acolo, de la copilărie mic, până la atunci când m-am pus acolo pe pat. Mi-a dus din spital și m-am pus pe pat și am început să-mi pare rău de gândurile, de vorbele, de faptele, de păcatele care am săvârșit toată viața mea de acolo înapoi. Exact. Și atunci prima dată am început să-mi pare rău și am început să plâng în hohote, dar n-am înțeles. A venit peste mine așa o frică că așa tremuram, deci așa frică niciodată nu mi-a fost în viața mea. Și trebuia să mă țin de pat ca să nu cad la pământ, așa frică mi-a fost și așa plângeam în hohote. Și de fapt atunci, prima dată, am strigat către Dumnezeu. N-am strigat, atunci, prima dată, am adus o decizie la nivelul minții că nu mai vreau asta. Așa, pur și simplu, parcă m-am scârbit. M-am scârbit de toate lucrurile și toată viața care am trăit până atunci la momentul ăla. Și am zis că nu mai vreau să trăiesc așa. Plângeam în hohote, eram întristat, supărat, tremuram de frică și am strigat la Dumnezeu în hohote că nu mai vreau să trăiesc așa. Și îmi pare foarte, foarte rău din inima, înăuntru meu, îmi părea foarte rău de viața care am trăit-o. Și ce ați făcut? Atunci n-am putut să fac nimica, doar din sinceritatea, din inima mea, am cerut iertare de la Dumnezeu și am zis, Doamne, nu mai vreau să trăiesc așa, te rog frumos să mă ierți. Și ați cerut ajutor pentru vindecare. N-am cerut ajutor, atunci, că atunci n-am știut și n-am înțeles că eu pot să cer de la Dumnezeu. Doar iertare ați cerut atunci. Am cerut, adică mi-a părut rău. Și am zis că nu mai vreau să trăiesc așa, adică pur și simplu m-am scârbit și n-am știut. Este scris în cuvântul Dumnezeu, Psalmul 97 cu versetul 10. Voi ce iubiți pe Dumnezeu să urâți păcatul. Am urât păcatul, dar atunci eu n-am înțeles și n-am știut. Așa. Și cum au decurs lucrurile? Cum ați ajuns la operație? Dumnezeu tot timpul trimitea la mine cât un deținut și deci pur și simplu nu-mi lăsa Dumnezeu în pace. Deci așa de mult m-a iubit Dumnezeu, care n-am știut și n-am înțeles, că tot timpul mi-a tras atenția ca să fac pasul care eu n-am vrut să fac de fapt. În data de 2010 am fost atunci și pe urmă tot mă ducea dintr-un spital în spital și a zis doctorul că trebuie să las să mă opereze, dar eu n-am vrut să mă las să mă opereze, că când trebuia să semnez hârtia pentru operație, atunci m-am programat la operație. În data de 2011, mai 16, am avut operație de 6.5. După 2 zile cu operație, am primit o infecție la stomac și a zis doctorul din Spitalul Civil să mă duc înapoi în penitenciar de unde am venit. M-a dus înapoi și m-a pus într-un salon și pur și simplu deci n-am primit ajutor și eram singur. Vreau să mă ridic, să mă duc până la baie, dar n-am putut. Eram foarte întristat și foarte supărat. Și atunci plângeam la Dumnezeu și strigam din înăuntru inimii mele. Și este scris în cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu, într-adevăr, nu la lungă, inima zdrobită și prântă. Am început să plâng și să strig la Dumnezeu. Și atunci, în timp ce mă rogam și plângeam, strigam la Dumnezeu, a venit peste mine o lumină imensă de mare, care n-am înțeles și nu m-am întâlnit niciodată până atunci în viața mea. În lumina aia mare am simțit o putere, m-am ridicat așa în fund, m-am dat jos din pat și așa la clipeală de ochi. Mi-a trecut durerea și am început să umblu, automat. Extra. Și în lumina aia mare care a venit peste mine, am înțeles înăuntru meu și la nivelul minții, n-am auzit voce, dar înăuntru meu am înțeles ce mi-a vorbit. Și atunci mi-am dat seama că acum eu vreau și poftesc și trebuie să mă pun pe genunchi, să-L chem în ajutor numele Domnului Iisus Hristos, să-L pun în viața mea Domn și Stăpânitor și Mântuitor. Și m-am ridicat de acolo, schimbat un alt om vindecat. Ce au zis doctorii? Când m-am văzut, au zis că domnul Balog
vedem că sunteți bine, umblați, vă trimitem înapoi la penitenciara de unde ați venit. M-am dus înapoi, mi s-a dus vestea că am murit, dar eu am uitat de toate lucrurile, că ce s-a întâmplat rău și mulți s-au adică au fost surprins că m-am dus înapoi, că mi s-a dus vestea că am murit. Am început să citesc cuvântul lui Dumnezeu și am ajuns până acolo că cine crede se va boteza. Și mi s-a născut în inima pofta și dorința de a să fiu botezat după cum scrie cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia după Marcu, capitolul 16, versetul 16. Cine crede se va boteza și va fi mântuit, iar cine nu va fi osândit. Am zis, Doamne, vreau să fiu botezat cu Duhul Sfânt și în apă, cum este acolo scris în cuvântul Tău. Și am început să stau în post și rugăciune ca Dumnezeu să mă aducă aminte de toate păcatele mele, ca să le mărturisesc că este scris în cuvântul lui Dumnezeu, că m-am citit acolo, că Dumnezeu va prinde toate fără de legile mele și fără toate păcatele mele și va arunca marii torii. M-am mărturisit păcatele acolo față la niște colegi de deținuți care au fost pocăiți și nu peste mult timp stăteam în pași și am venit o putere imensă mare peste mine, puterea lui Dumnezeu, și am început să vorbesc pe alte limbi. Adică, scurt, am fost botezat cu Duhul Sfânt. Dar problema a fost în felul următor, Doamne, că aici în Ungaria nu mă lasă nimeni să fac botezul în apă. Dar am citit în cuvântul Tău, așa vorbeam cu Dumnezeu, cum este scris, ca cu dumneavoastră, Doamna Anca. Că scoatem afară din pușcărie, că dacă ai scos pe apostolii Tăi, eu sunt copilul Tău, scoată-mă și pe mine afară, te rog frumos, doar atâta timp să fac botezul în apă, că asta e dorința mea. Da. Să mor cu Iisus Hristos în apa botezului, că eu cred, și să-mi iei pe o viață veșnică. Și în 2016 ați fost eliberat? Și atunci Dumnezeu a făcut o mare minune. De 7 ori m-a scos Dumnezeu în permisie pe 5-6 zile din pușcăre și am fost botezat. Și ați fost botezat în timpul ce erați? Da. Și în 2016 am liberat după 17 ani și de siguranță am executat 12 ani și 8 luni de zile. Dumnezeu și-a arătat bunătatea, dragostea și puterea care într-adevăr are Dumnezeu și poate să dea. Că este scris în cuvântul lui Dumnezeu, mie mi-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Dumnezeu acolo, am intrat un ticălos, un păcătos, un condamnat și am ieșit de acolo liberat și un copil și un fiu de Dumnezeu. Extraordinară poveste de viață, dar de bucuria care a simțit-o atunci. Mi-a plăcut mult comparația care a spus. Deci când este prezent, deci este scris în cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu vede tot, știe tot și este prezent deodată, peste tot. Eu am putut să beneficiez de într-adevăr de cuvântul lui Dumnezeu când m-am rugat la Dumnezeu și a fost slujbă acolo între zidurile pușcăriei. Am simțit pacea lui Dumnezeu, adică prezența lui Dumnezeu peste mine, am fost cel mai liber de pe globul pământesc, cel mai fericit, cel mai bucuros și cel mai bogat. Nu m-am simțit așa bogat când omul avea câștigat zilnic câte 15.000 de euro și mai mult, că bogăția pământească nu se poate compara cu bogăția, dragostea, pacea și bucuria Duhul Sfânt, cum scrie în cuvântul Dumnezeu. Deci ce este de la Dumnezeu este un supranatural, care lumea nu poate să dea nu și nici compare. Bani și nimica. Și ce sfat ați da oamenilor care vor să se îmbogățească cu orice preț? Este scris în cuvântul lui Dumnezeu, rădăcina tuturor lei este iubirea de bani. Sfatul meu este ce spune Dumnezeu, că ca să ne apropiem de Dumnezeu și Dumnezeu ne se va apropia de noi și să căutăm prima dată împărăția și neprionirea și restul Dumnezeu ne va da peste toate. Peste. Pe deasupra, da, mulțumesc. Da, vă mulțumim mult pentru prezența în studio și pentru că ați acceptat bunătatea și dragostea lui Dumnezeu și acum sunteți un om transformat. Mulțumesc Dumnezeu să vă țină în harul lui și în continuare și să fiți o mărturie și o binecuvântare pentru cei din jur. Lăudat să fie Iisus Hristos și mulțumesc frumos, a fost o binecuvântare să fiu aici. Plăcerea este și de partea noastră. Vă invit, dragi telespectatori, în minutele următoare să ascultăm o melodie cântată de doi frați gemeni care vor fi împreună cu mama lor în a doua parte a emisiunii. Dragostea ta în mine lucrează, sunt o minune a ta. Dragostea ta de frică mă scapă, să pot înainta. Dragostea ta pe tine mă dreaptă, mirește partea mea. Dragostea ta e vreau.
dragostea ta. O, Tatăl meu, e cel mai mare cadou, dragostea ta învață să leg, să trăiesc, așa de mult mă iubesc. Dragostea ta, o, Tatăl meu, e cel mai mare cadou, dragostea ta mă învață să leg, să trăiesc, așa de mult mă iubesc. A doua invitată, așa după cum v-am spus, în ziua de astăzi, în emisiune, care de asemenea are o viață transformată de Dumnezeu, este doamna Nelly Muntean, căreia îi spun bine ai venit la noi. Bine v-am găsit, am venit cu mare drag în emisiune pentru că vă urmărim și suntem bucuroși de întâlnirea pe care am avut-o și de invitația pe care ne-ați făcut-o. Vă mulțumim din suflet. Doamna Nelly Muntean are 58 de ani, este din comuna Tulca, județul Bihor, este căsătorită și are 4 băieți și 2 nepoței. Să vă trăiască! Vă mulțumesc! În prezent, este împreună cu ceilalți din echipa lui Gordon, implicată în lucrarea de vindecare. Gordon a fost la noi în emisiune chiar săptămâna trecută și acum fac vindecare în Healing Room din Oradea. De asemenea, este implicată acum și în lucrarea din penitenciare, unde în urmă cu câțiva ani a fost și ea privată de libertate. De asemenea, participă la conferințe pentru femei, precum și la promovarea și distribuirea cărții Dumnezeu te iubește, care o are chiar aici să ne-o prezinte. Vreau să vă prezint cartea Dumnezeu te iubește, pentru că este o carte care într-adevăr transformă inimi. Și această carte este reproducerea Noului Testament. Este reproducerea Noului Testament pentru că multe persoane au o anumită reticență față de Biblie. Biblia trebuie iubită, cuvântul trebuie iubit pentru că este cel care transformă. Dumnezeu are soluții pentru toate problemele noastre. Așa e. Dânsa este împreună cu copiii ei, Daniel și Cristian Muntean. Ei sunt doi frați gemeni care au 18 ani, au absolvit cursurile școlii profesionale de horticultură, în prezent sunt elevi la specialitatea agent de turism din cadrul Liceului Tehnologic din Salonta și participă și ei împreună cu ea la lucrarea de Healing Room alături de domnul Gordon Van Balen la întâlnirile persoanelor cu handicap motor. Dar haideți să le ascultăm și povestea vieții lor, care este într-adevăr captivantă. Doamna Nelly, spuneți-ne cum a fost viața dumneavoastră dinainte, cu ce v-ați ocupat și cum a ajuns să fiți privată de libertate? În anul 2000 am lucrat într-o instituție de stat, de unde am fost disponibilizați pentru că am ieșit cu ordonanță și ne-am gândit să ne implicăm în anumite, să zic așa, afaceri, să ne deschidem și noi o firmă, cum era atunci marele zvâc, marele avânt cu asociațiile care le deschideau persoanele pentru persoanele private. Așa, în acel moment
lucrurile n-au mers destul de bine, pentru că au fost anumite încălcări a legii pe care eu a trebuit să și mi le-am asumat, pentru că nu erau deloc legale demarările afacerilor pe care noi le-am avut. În anul 2000 toată desfășurarea activității noastre a mele personal or fost din martie până în septembrie. În septembrie am hotărât să încheiem afacerea, dar acest lucru a soldat cu încălcarea legii și am fost deferită organelor de cercetare penală, după aceea justiției și toată această perioadă, începând cu 2001 până în 2011, a fost 11 ani în care am fost cercetată penal, după aceea am fost înjudecată cu aceste infracțiuni, adică infracțiunea a fost respectiv de evaziune fiscală. Și ați fost închisă? Am fost în 2011, a venit sentința din partea Curții de Apel din Oradea, în care eu am fost condamnată la 10 ani pentru crimă fiscală. Uh-huh. Am urmat pașii care au trebuit, care erau, puteam să mai atac această sentință la Curtea Supremă de Justiție din București. În această instanță am primit, mi s-a redus pedeapsa, am ajuns doar la 4 ani și 6 luni. De la 4 ani și 6 luni am fost condamnată cu executare. Astfel am ajuns în penitenciar, iar de aici începe transformarea mea. Începe liniștea mea. Așa. Ciudat spus, începe liniștea mea, începe răspunsurile la întrebările mele, începe găsirea pe Dumnezeu. Deci în toți anii aceștia ați fost în vale, jos în vale. Am fost jos în vale. Dar în același Dumnezeu timp mi-am cerut lui Dumnezeu să dea un timp de răgaz, un timp de odihnă, pentru că deja eram epuizată. În toată această perioadă, din 2000 până în 2011, când am primit sentința, până am primit sentința definitivă, în 2005 au venit, la 40 de ani, au venit pe lume gemenii Daniel și Cristian, după 18 ani de la nașterea băiatului mare a lui Ionuț și după 9 ani a mijlociului. Așa. Și cum cum i-ați primit? Erați în închisoare? Nu eram în închisoare, eram în procese, în perioada proceselor. Nu i-am vrut. Am vrut să decid să-i avortez. Dar Dumnezeu mi-a vorbit printr-o vecină, printr-o femeie creștină, în care Dumnezeu, deci niciodată n-am să o uit. Ce v-a spus? Mi-aș dori foarte tare să o reîntâlnesc. N-am mai văzut-o deci din 2000 n-am mai văzut-o. Ea mi-a spus așa, că să nu port grijă, să nu mă cert cu Dumnezeu, pentru că am zis că Dumnezeu își bate joc de mine. Mi-a spus așa, am tins mâinile și mi-a spus, unde vor pune ei tălpile picioarelor, Dumnezeu va scrie numele lor pe acel pământ și ei vor fi niște copii binecuvântați împreună cu ceilalți și niciodată să nu mă îngrijorez despre viitorul lor, pentru că ei vor fi protejați de Dumnezeu. Acest lucru într-adevăr s-a întâmplat. Pe toată perioada de detenție care a urmat din 2012 până în 2015, băiatul cel mare împreună cu mijlociu și cu ei împreună, în fiecare lună au fost la mine. Numai ei, am avut susținerea din partea lor. Deci nu v-am simțit singură. Nu m-am simțit singură niciodată, da. Dar vreau să vă mai spun că munca și căutarea pe care Dumnezeu a avut-o față de mine a fost a lucrătorilor din penitenciar, acelora care au căutat persoanele care sunt închise, pentru că e o altă lume. Este o lume paralelă, o lume care nu înțelege nimeni decât acei care trec prin acest loc și mai ales cei care știu să
aibă certitudinea că suntem nimic pe acest pământ, că fără Dumnezeu noi suntem nimic. În penitenciar, în iarna anului 2013, Dumnezeu mi-a vorbit. N-am crezut și deci mi-am dat seama când am ajuns acolo că nimeni nu mă iubește și că toți prietenii și toată lumea m-a părăsit. Dar Dumnezeu a avut pentru mine o declarație de dragoste, așa cum spune în Isaia 43:4, pentru că ești prețuit, pentru că te iubesc. Așa e. Hai să fim serioși. Cui spune? Cine spune unui pușcăriaș că îl iubește? Cum am văzut în situația aceea? Pentru că am fost o persoană care am avut multă putere, am avut... cum spunea și domnul Baloc dinaintea mea, într-adevăr am avut putere financiară, am avut bani și am muncit și am căutat banii, dar golul acela imens nu l-a umplut. A existat în inima mea un gol în care toți banii din lume nu i-a umplut. Iar venirea pe lume a gemenilor a fost o motivare în plus pentru mine, grija și faptul că Dumnezeu spune în cuvântul lui că viața și moartea este în puterea limbii și cei ce o iubesc îi va mânca roadele, va beneficia de roadele. Să știți că s-a văzut cuvântul lui Dumnezeu, s-a văzut că a avut rod în inima mea și decizia mea de a spune nu și de a rămâne ei în viață a fost într-adevăr o minune a lui Dumnezeu. Cum s-au născut ei? Deci au venit pe lume, Daniel a venit pe lume cu o malformație de cord. În 2016 iar a trebuit să spun da și să semnez niște acte pentru că el avea 12 ani și a trebuit să semnez acele acte pentru operația lui, a trebuit să fiu de acord pentru schimbare de valvă și între timp, în cei 12 ani, pe lângă insuficiența aortică pe care o avea, el s-a dezvoltat și un anevrism, asta înseamnă că vena aortă care intra în inimă era dezvoltată ca și un sac care putea oricând să se rupă, practic vena aortă putea să se rupă oricând, iar și atunci de ce vă spun că viața și moartea atârnă de vorbele noastre, de ceea ce rostim noi în numele Domnului sau care îi rostim în numele îngrijorării, în numele fricii. Exact. Atunci am spus în timpul operației a doua, pentru că el a suferit două operații, am stat două luni în spital cu el, vreau să vă spun că frica m-a copleșit și eu n-am mai sperat că el va ieși din spital și va trăi și eu mă gândeam oare cum el va ieși din spital, cu ce o să-l aduc acasă și cu ce o să-l îmbrac, el va muri. În momentul în care am fost înștiințată că el nu va avea șanse să trăiască până dimineața, Dumnezeu mi-a făcut de cunoștință printr-un medic care a spus mămică, așa se adresează părinților, însoțitorilor, nu mai există șanse de a trăi pentru Daniel decât rugăciunea și să strigăm către Dumnezeu. Am strigat către Dumnezeu și am proclamat ca și în psalm, am proclamat viață peste el. I-am spus Domnului și am crezut în ceea ce rostesc, că el va trăi și va povesti toate minunile și toate lucrările Domnului. Pentru că noi suntem o minune a lui Dumnezeu, suntem făcuți după chipul și asemănarea lui și Dumnezeu nu ne vrea nici nenorociți, nici în boli, nici în suferinți. Dumnezeu ne vrea pentru el. Cu gelozie și de ce ne spune? De aceea ne spune și că Dumnezeu ne iubește. Va asculta rugăciunea? Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea pentru că în 2015 la eliberare am încheiat legământ în apa botezului și păstorul meu din Biserica Providența Tulca, păstorul Ghiță Chișe, mi-a spus în momentul când ne-am întâlnit și când m-am dus la biserică după eliberare, să ții minte ceea ce spun. Dezamăgi oamenii, familia, biserica, eu te voi dezamăgi. Un singur cineva va exista în această lume și dincolo de această lume, Dumnezeu va fi singurul care nu te va dezamăgi niciodată. Și acest lucru, să știți că a avut reflexie în viața mea și Dumnezeu nu m-a dezamăgit niciodată. În 2016, mijlociu a încheiat Adrian
încheia și el legământ, da, și în apa botezului. Când l-ați făcut? 2015, deci, la eliberare. În 10 martie m-am eliberat, da, și în iulie am încheiat botezul. Deci tot în urma unor vestitori a Evangheliei. Absolut. Dumnezeu a lucrat cu tărie și Dumnezeu m-a căutat în locul în care eu nici nu mă așteptam să-l găsesc. În locul în care el s-a relevat și prin tot ceea ce a lucrat în viața mea, pentru că acolo în 2 ani și 10 luni am lucrat, să zic așa, în via Domnului. Am fost în peste 19 ieșiri în comunitate, cum mergeam în biserică. Uh-huh. A fost o lucrare desăvârșită, o lucrare minunată. Și acum mergeți dumneavoastră la cei acum, care au nevoie. Acum mergem noi la cei care au nevoie și să fie împrimim așa cuvântul. Nu a fost o întâmplare întâlnirea mea cu domnul Gordon. Nu a fost o întâmplare întâlnirea mea cu Dora. Da. Cu Dora Noane. N-a fost o întâmplare întâlnirea mea cu atâția lucrători din penitenciare, pentru că nu aș vrea să dau un nume, pentru că sunt prea mulți. Sunt sute. În momentul când Daniel am avut problemele acestea sau și neîncetat, toți cei care au intrat în contact cu noi, Dumnezeu le-a pus pe inimă rugăciunea, pentru că rugăciunea este scara care face legătura între pământ și între cer. Este singura modalitate prin care noi putem trăi cu Dumnezeu și prin Dumnezeu. Pentru că noi suntem altfel nimic. Suntem pulbere. Este cheia. Suntem pulbere. Așa este. Haideți să-i ascultăm acum și pe gemenii. Frumoși, da. Gemeni. Daniel, spune-ne experiența pe care ai trăit-o cu Dumnezeu. Și cum ai simțit mâna Lui peste tine? Eu m-am născut cu malformație de cord. Așa. Fiind acest lucru ca pe o normalitate pentru mine, situația tot s-a complicat când s-a dezvoltat anevrismul. În anul 2016 am fost programat pentru operație de la Institutul Inimii Cluj, în perioada când eu aveam vreo 12 ani. Prima operație a decurs bine, dar pentru că am contactat o infecție intraspitalicească, s-a soldat-o cu o altă operație și de data aceasta medicii nu mi-a dat nicio șansă să trăiesc până dimineață, nu mâine, până dimineață, între 3 și 5% mi-a dat șansă. După ce mama a fost anunțată de medic de starea mea, în noaptea aceea s-a format un lanț de rugăciune foarte puternic. Slavă Domnului, noaptea a trecut cu bine, iar dimineața am fost deconectat de la oxigen. La prima oră, medicul care m-a operat împreună cu asistentele și cu echipa de rezidență care erau acolo, au venit să vadă minunea. Da. Când m-am trezit dimineața, nu am știut de ce toată lumea se zâmbea la mine și îmi zicea: bravo, Dani, super, Dani, ai reușit. Și aș vrea să vă spun că la prânz am cerut de mâncare și după prânz am aflat apoi că medicul anestezist i-a spus mamei că doar Dumnezeu poate face o minune ca eu să trăiesc. Și așa că ultima soluție printre toate aceste circumstanțe, Dumnezeu și cu rugăciunea este unica soluție. Și aș vrea să concluzionez această idee că Dumnezeu a intervenit și mi-a dat o nouă viață. Slavă Lui! Da. Și ce ai făcut cu viața care ți-a redat-o? După amândouă operațiile, în anul 2021, în vara acestui an, am plecat cu fratele meu Cristian într-o tabără creștină, unde l-am întâlnit pe fratele Dan Noane și ni s-a comunicat, cu ghilimelele de rigoare, despre Dumnezeu,
despre Iisus, de ce a murit Iisus pentru noi. Zice clar, Dumnezeu a iubit lumea că a dat pe singurul lui fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și după ce s-a încheiat tabăra, ne-am decis, slavă Domnului, să încheie pe legământul. Amândoi să-L acceptați viața voastră ca Domn și Mântuitor. Da. Mare putere și ne bucurăm să aveți așa o experiență cu Domnul. Și, Cristian, tu cum te-ai simțit 2 luni fără fratele tău, de care n-ai fost despărțit nicio secundă, cât timp a fost el în spital? Cu ghilimelele de rigoare, abandonat. Cred. Pentru că n-am fost niciodată despărțit și asta a fost prima dată. Da. A fost o experiență din punctul meu de vedere, și nu doar din punctul meu de vedere, ci a întregii familiei, o experiență urâtă, dar ca să putem să vedem dragostea lui Dumnezeu, să putem să vedem cine este Dumnezeul nostru cu adevărat, Dumnezeu asta a făcut. A făcut o minune în viața noastră. Da, nu a fost ușor. De mult timp am căutat dragoste, atenție, pentru că așa mă simțeam în umbra fratelui, lui Dani. Pentru că el mergea la controle în Oradea, mergea peste tot, numai eu rămâneam acasă. Și vă dați seama, pentru un copil care la 12 ani să stai singur, fără mama, fără fratele geamă, numai cu bunicul și cu tata, frații plecând în străinătate, asta a fost. Dar totuși, prin toate aceste lucruri, am putut să văd dragostea lui Dumnezeu, am putut să văd partea plină paharului. Eu mi-am încercat să mă liniștesc, să spun că va fi bine, dar mintea mea și inima mea de copil tot spunea că ești singur și numai lucruri rele, dar astea vin de la vrășmaș. Exact, dar ai strigat și tu. Cum știai să te rogi atunci lui Dumnezeu? Singurul lucru care îl puteam să spun, Doamne, nu lăsa să moară. Pentru că este greu să îți moară fratele și nu puteam să trăiesc cu gândul ăsta, că eu trăiam și el era sus în cer. Dar cu toate astea, Dumnezeu a lucrat. Dumnezeu a lucrat în mod extraordinar, cum oamenii nu dau foarte multe șanse, Dumnezeu dă șanse. Dumnezeu dă șanse peste șanse. Așa e. Și cum se poate bucura un tânăr creștin într-o lume ca astăzi? Cu Domnul Iisus, dacă l-ai... Este bucurie. Foarte multă. Că unii o caută în alte părți. Foarte multă. Unii tineri de vârsta voastră chiar se amăgesc cu alte lucruri care, din păcate, le distruge viața. Aș vrea să le dau un mesaj, să le spun că nu sunt singuri. Indiferent de cât de adânc v-ați afla în păcat, în lumea aceasta, vreau să vă spun că nu sunteți singuri. Dacă fratele meu, care la 12 ani a putut, Dumnezeu l-a binecuvântat și a dat viață, cum poate să nu vă poată să vă ierte pe voi, să nu vă poată accepta? Ați înțeles greșit noțiunea de Dumnezeu. Dumnezeu este aproape cu voi, El este Tatăl vostru. El vrea să spuneți da chemării Lui, pentru că El a murit pentru păcatele voastre. Și vreau să înțelegeți toți că Dumnezeu vă iubește, El are soluții pentru toate problemele voastre, indiferent de ce ar fi ele, de ce natură ar fi. Și este bucurie. Este bucurie enormă. Este o bucurie și nu doar aici, ci și dincolo. Așa e. Pentru că mai important este sufletul, unde și duhul, unde merge așa el. E.
Ce ar folosi unui om să câștige toată lumea? Dacă s-ar fi ierte pe el însuși. Și ce mai spune în Eclesiastul? Bucură-te, tinere, în tinerețea ta. Amin. Fii cu inima veselă că ești tânăr. Amin. Exact. Umblă pe căile alese și plăcute de inima ta, dar... Dar... Să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Ești o femeie binecuvântată. Da, sunt o femeie binecuvântată. Crede-mă. Și fiecare minut pentru mine a însemnat și am concluzionat după ce am ieșit din închisoare și cât timp am stat acolo, fiecare clipă a fost pentru mine o binecuvântare și fiecare clipă a meritat trăită acolo, pentru că acolo am avut cea mai intimă, cea mai profundă părtășie cu Dumnezeu. Chiar în locul acela în care ușile se închideau în urma noastră, în urma ființeilor noastre, în urma acelora care se găsesc acolo, dar acolo am fost mai liberă ca niciodată afară. Așa e. Unii care sunt acolo văd doar gratile, alții văd cerul. Noi vedem cerul gratii. Și mulțumesc lui Dumnezeu că nici într-o clipă El nu m-a dezamăgit, nu ne-a părăsit. Așa. Și clipele de acolo au fost într-adevăr clipe de bucurie. Au fost clipe de bucurie, pentru că odată ce i-am avut pe copiii cu mine, deci nu mai avea și l-aveam pe Dumnezeu de partea mea. Cine poate sta împotriva noastră dacă l-avem de partea noastră pe Dumnezeu? Nimeni. Și este o bucurie să-L slujim pe Dumnezeu, este o bucurie să fim alături de aceia care îl văd dincolo de problemele fizice, de problemele de sănătate, bună oară cum sunt persoanele cu dezabilități motorii. Deci când vezi o persoană în scaun cu rotile care nu se poate mișca, care doar mâinile și capul și-l poate mișca și nu se poate folosi de nimic și într-adevăr el îl laudă și îl binecuvântează pe Domnul în fiecare clipă și în fiecare zi a vieții lui, atunci noi ce ne împiedică și ce ne poate face să nu fim, să nu lăudăm pe Dumnezeul nostru. Și să-i mulțumim. Și să-i mulțumim în fiecare clipă. Și mulțumim lui Dumnezeu că putem să-L slujim și ne-am pus la dispoziția Lui și într-adevăr vedem binecuvântările Lui, pentru că El nu încetează nici într-o clipă să ne asigure că ne iubește de la concepția noastră, de când înainte de a fi noi concepuți și până dincolo de această lume, până dincolo în veșnicii. Este un lucru minunat să trăim cu Dumnezeu, este un lucru extraordinar. Și vreau să spun un singur lucru, că părtășia cu El a îndepărtat toate îngrijorările, îndepărtează toate piedicile. Suntem niște biruitori, suntem niște regi și regine ai Lui. Și ne dă soluții și pentru orice problemă am avea. Așa este. Da, din greșeli învățăm. Suntem oameni supuși greșelilor, dar nu rămânem acolo jos în vale, ci urcăm pe munte sus cu Domnul nostru. Vă mulțumesc pentru minunata poveste de viață. Și noi vă mulțumim. Și Dumnezeu să vă țină tot așa, tineri, puternici și plini de râvnă pentru El, plini de bucurie, ca să puteți să transmiteți aceasta și celor din jurul vostru. Amin. Și tu, draga mea, fi binecuvântată în toată lucrarea care faci. Amin, împreună. Împreună. Așa este, dragi telespectatori, gândurile de ieri sunt cuvintele de astăzi și cuvintele de astăzi devin acțiunile noastre de mâine. Dumnezeu să ne dea puterea să trăim viața cu perspectiva alegerii deciziilor bune. Pentru că, ca să nu regretăm odată când va fi prea târziu. Pentru că orice faptă are consecințe, mai devreme sau mai târziu. Dar Dumnezeu are pentru oricine o nouă șansă. Până data viitoare, fiți biruitori! La revedere!